Casele nelocuite temporar sau permanent au devenit ținta preferată a hoților. În ultima perioadă, polițiștii suceveni au fost sesizați cu privire la mai multe furturi sau tentative de furt săvârșite prin infracție, în special din case nelocuite. Proprietarii sunt fie plecați în străinătate, fie nu utilizează în mod efectiv respectivele locuințe. Deși reprezentanții poliției sucevene au încercat să prevină astfel de situații prin recomandările făcute, în mod repetat, se pare că cetățenii nu au reușit să-și ia măsurile minime de protecție a bunurilor, căzând astfel victime sigure în mâinile prădătorilor. Care sunt recomandările polițiștilor, aflăm în cele ce urmează. În ultimele zile, polițiștii au fost sesizați cu privire la mai multe furturi sau tentative de furt săvârșite prin infracție, în general din case nelocuite, ai căror proprietari sunt fie plecați în străinătate, fie nu utilizează în mod efectiv locuințele respective. Cu toate acestea, locuințele nu sunt asigurate cu sisteme eficiente de alarmare, iar în interior sunt depozitate bunuri care se constituie în adevărate tentații pentru hoți. Polițiștii din zona Câmpul Lung Moldovenesc, Vama, dar și Frumosul, desfășoară activități investigative și de cercetare penală, existând indicii cu privire la persoanele care au săvârșit în ultimele 4 zile nu mai puțin de 5 infracțiuni de furt sau tentative de furt. În toate cazurile a fost vorba despre case nelocuite, în care, din păcate, se aflau fie sume destul de importante de bani, fie bunuri de valoare. Polițiștii recomandă încă o dată cetățenilor să dispună măsuri minime de protecție a bunurilor, astfel încât să nu cadă victimele hoților. Se recomandă asigurarea cu sisteme de închidere și sisteme de alarmare a locuințelor, în cazul în care imobilul se află într-o zonă izolată și nu locuiți efectiv în casa respectivă sau sunteți nevoiți să faceți deplasări dese și pe perioade mai lungi de timp. Asigurați-vă că o persoană de încredere poate să treacă zilnic pe la locația respectivă și să o supravegheze. De asemenea, asigurați iluminarea și îngrădirea perimetrului și nu depozitați bunuri de valoare, bijuterii sau sume de bani în astfel de locații.